și bine ați venit la Prof Online cu probleme de matematică. Așa, dar cu bine ați venit, așa cum o spuneți voi. Cu drag, cum veniți de fiecare cu dată. Da? Sigur că da. Deci test de verificare a cunoștințelor. Test, da? Test de verificare a cunoștințelor pentru clasa 5-a. De verificare. A, cunoștințelor, clasa 5-a. Pentru admiterea în clasa 5-a. Da. Pentru admitere, da? Da, 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 clasa 5-a. La examen. Clasa a 5-a. Nu vi-l dă pe ăsta, dar asemănător. Subiecte, primul subiect, 20 de puncte, să se calculeze. Se calculeze. 1800 împărțit la, paranteză, acoladă. 1800 împărțit la, paranteză, acoladă. Da. 3 ori, paranteză pătrată. 1234 minus, paranteză rotundă. Minus, paranteză rotundă. 721 împărțit la 7, plus 12, ori 11, închideți paranteza rotundă și pe cea pătrată, minus 2961, plus 50. Egal cu. Egal cu. Davide, tu intri în acțiune. 1800 împărțit la acolade 3 ori, paranteză pătrată, 1234, da, minus paranteză rotundă, nu stați, 13. De ce 13? Nu, am făcut 721 împărțit la 7. Bunăsim să spunem că nu poate să iei 13, că 13 ori 7, cât face 13 ori 7? 7 ori 7, 21, 90 și ceva. E 700 acolo. 700 și ceva împărțit la 7. Băi, 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 atenție mult. Deci, 100... Nu știu, asta am zis. Păi, atenție mult. Da, uite, nu, dar fii atent acum, că te învăț chestia asta. Deci, faci așa, 700 împărțit la 7, măcar 100 trebuie să fie. Maxim 13. Nu, 700 împărțit la 7. Deci asta, aici trebuie să fii atent. Deci, aici 7 în 7 odată, 7 în 2, adică ori odată 21. Ori nu scoboară câte două, pe rând câte o cifră. 7 în 2 de 0 ori, 7 în 103, este bine așa, da? Mai e, plus? Plus 132. 132, da, cred că e bine, nu? 121 și cu 12, 132. Băi, dacă cumva ai greșit. Doamne profesor, mi-e de mult prea mare ca să fie adevărat. Deci, ai mulțit 12 cu 2. Da, 132. Și 2. Bun. Închidem. Minus 2900. Ce faci? Adunare. Da. Dar ăsta e datorii cu minus. Nu-i poți aduna. Atenție multă! Dar, profesor, dar unde închidem acolada? Acolada unde ai închis-o? Stați că vă zic să văd dacă e pusă. Cred că la sfârșit. Tocmai așa, la sfârșit? Mă, de asta nu mi-e așa, mi-e. Tocmai la sfârșit. La sfârșit am pus. Așa. Minus 2961 plus 50, da, vede. Egal cu dedesubt. Te rog, vorbește. 1800. Da. Împărțit la acoladă 3 ori. Paranteză rotundă pătrată. Da. 1234 minus 235. Închidem paranteza pătrată. Minus 297, 2961 plus 50, acolada, da. Și facem 1800. Împărțit la acolada 3 ori, paranteză pătrată, 10 minus 5, 5 cu 4, 9, da. 10 minus 3, 7 și cu 3, 10. Atenție că te-ai împrumutat deja.
Cu 2, 9, 9. Da? 9. Cât vă dați? 999. 993. Știți unde e închis acolo, dar domn profesor? Înainte de plus 50. Înainte după de 2961. Păi, dar nu merge. Nu merge. Așa. Acolo e închis. Ah, înțeles. Deci 3 ore 999. Și pe de rândul al doilea să modificați, domn profesor. Unde? După, aici? După, da, înainte aici de 50. Aici să o pun la poziția ei. Minus. Dar ia, uite-te dacă ți-aș ați dat. 3 ori 999. Nu, am greșit. O greșit. 1800. Așa, stați, închideți acolo. Nu, nu, nu închideți, minus. De ce minus? Pentru că domnul profesor mai era... Stați. Minus asta 200? Nu, a scăzut, minus 2000. Aici trebuie să ștergeți paranteza, să și-o puneți aici. Am înțeles, da, da. Minus 2961. Minus 50. Corect. Și acum e de la început. 1800 împărțit la acoladă, 3, să-ți facem minuția. 2,997. Minus 2,961. Închidem acolada, plus 50. Da. 1800 împărțit la acolada, nu mai punem acolada, pentru că deja știm cât da. Este 36. Împărțit la 36 plus 50. Care rămâne de 50 împărția. Face 50, nu? Da, da. 50. Care împărție face 50? 1800 împărțit la 50 egal cu 100. Amândoi, nu? Și tu ai da, tot da, 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 da. Bun. Mergem mai departe. Bun. Trebuie cu numărul B. B, tot 20. Deci a fost A. Da, ăsta da, e 20, da. A, așa cum B. Să se afle valoarea lui X din egalitatea. Se afle. X din egalitatea. X din. 1234 plus paranteză pătrată. 1224. 1, da. 2, 3, 4. Da. Plus paranteză pătrată. 5 ori. Paranteză rotundă. 999 minus X. Închideți paranteza rotundă, da, minus 12 ori 15, închideți paranteza pătrată, egal 2014. 2014. Da, te aștept. Da. Darea conduce acum. Păi, o să scriem 5 ori paranteză rotundă, da. 999 minus x de paranteza rotundă, minus 12 ori 15. Dar nu mai știi, trebuia să nu. Domn profesor, am întrebare. Mai bine nu îl făceam după ce că făceam cu dumneavoastră, să rescriam exercițiul ce puteam să facem. Corect. Dar ea asta și face acum. Ea vede că ar putea să scadă din ambii membri pe 1234 și asta face. Este ăsta plus ăsta, da? Egal cu rezultatul ăsta și cred că asta din vedere. Uh-huh. După ce, nu? Asta 1200. Deci de ce a și gândit așa? 5 ori 999 minus x. Minus 12 ori 15 poate să facă. 12 ori 15 ori 180, asta vreau să fac. Așa? Deci 12 ori 15 180. Fac? 180. Este egal cu 2... Doar e bine 180? Da, domn profesor, deci, uitați. Scriem una sub alta. 5 ori 2, 10. 0 scriem 1, reținem. 5 ori 1, 5. Plus 1, 6. 1 ori 2, 2. Și 1 ori 1, 1. Da, și avem 0, 6 plus 2, 180. M-am mai spus și altă dată. Anticipați rezultatul cât de cât. Ori 10 ar fi făcut 150 și de 2 ori câte 15, ca și cum aș fi făcut distributivitatea, fac 30 cu 150 și 180. Deci, am avut așa o discuție cu David mai înainte, pentru că l-am împărțit la 721 la 7, au spus că fac 13. Și am insistat spunându-i că anticipăm rezultatul. Pe... 700 împărțit la 7, măcar 100. Da, 2, 2, deci nu-ți permis să spui 13, da?
nu fac din asta decât să atenționez cum anume putem simți egheșițiu, ca să nu cumva să greșim. Corect. Așa. Deci 180, închidem paranteza. Da, este egal cu 2014 minus 1234. Și atunci 5 echivalent. Echivalent cu 5 ori. Deschide paranteza rotundă, 999 minus, se închide paranteza rotundă, minus 180, este egal cu... Faceți căderea corect. 780. Da, înțelegem. E bine? Da. 780, vă controlați unul pe altul, eu scriu, ce îmi spuneți voi, eu scriu, nu mă interesează, nu fac altul. 5 ori, 999 minus x, este egal cu 780. Minus 180. Egal cu 780, ai zis azi? Minus 180. Minus 180. Dacă vreau să vă spun. Minus 180. Nu, domnul profesor, nu era plus că la din face mai mare? Da, plus, plus, plus. Daria? Minus 180. Deci e foarte grav. Daria, este grav. Cu asta te duceai de râpă, da? Exact. Atenție, Daria, este o scădere egal cu. Și atunci unul din descăzutul egal cu rezultatul adunat. Normal, da? Adunat? Dacă ar fi fost adunat, însemna că am o adunare, știu rezultatul, un termen este din rezultat scad pe celălalt. Da? Deci multă grijă. Nu ne permite să greșim. Nu te grăbești, fac, corect. Fac precizarea asta, că într-un moment de neatenție, sancțiunea vine dură. Exact. Ai văzut, am o mulțire. Care de 7 puncte ala la exercițiu. Sigur că da. Deci 780. 180 și atunci 5 pe lângă 999 minus x este egal cu 960. Da. Egal cu? 960. 900. E bine? Cât? Acolo 780. Plus 180. Și 960 e bine? Da, 960. Și atunci eu o să am 999 minus x este egal cu 960 împărțit la 5. 999 minus x este egal cu 960. Zero, 807. Da. 807. Corect. Bun. Deci, iată, punctul 1 dintr-o 100 de puncte, nu? 100 de puncte au fost sau? 20 la primul, 20 la al doilea. Deci, 4. Nota 4. Nota 4. Da. Până aici. Mergem mai departe. 10 puncte din oficiu. Hai să vedem. Unde a fost două momente de slăbiciune? Le taxăm. Acela ai tău aici, da. Grijă mare, da. Punem semn de întrebare ca să nu se mai întâmple. Și, Davide, da, aici. Acolo, 720, da? Aici. Dar, atenția, am asta ce am văzut. Aici se mită luna cu 103 și schimba rezultatul. Atenție, mare atenție. Complet. Ne stricăm tot. Nu mai merge deloc, prin pățit, pe acolo, ce se mai întâmplă. Și intri în panică și te întreb ce să, de ce este așa, unde e greșeala. Dar trebuie să ai răbdare. Când vezi că nu merge egheșițiul, atenție, Davide și cu Daria, egheșițiul e făcut ca să meargă frumos. Când nu merge, înseamnă că ai greșit și te întorci înapoi. Corect. Trebuie să-ți descoperi singur greșeala. Că nu ai nicio șansă, nimeni nu vine acolo să-ți proveghezi. Tu ești cu tine. Următorul egheșițiu este o problemă, da, de 20 de puncte. În clasa a patra sunt 27 de elevi. Cât? 27? Da. În clasa a patra sunt 27 de elevi. Da, da, da. Diferența dintre numărul băieților și cel al fetelor este de 3 ori mai mică decât numărul elevilor din clasă. Deci, a doua chestiune. Ce ușoară este. Deci, în clasa a patra sunt 27 de elevi. Total. 27. Da, 27 de elevi. Diferența dintre numărul băieților și cel al fetelor este de 3 ori mai mică. Diferența dintre numărul băieților, adică băieți minus fete, este de 3 ori mai mică decât numărul elevilor din clasă. Nu putem să facem băieți plus fete care dă 27?
E problema ta, David, tu faci. Sigur, da. Și este foarte ușor, domn profesor, chiar e foarte ușor. Acum profesor, eu vreau să fac algebră. Deci, diferența, mai citim o dată problema, nu ne grăbim copii. Diferența dintre numărul băieților și cel al fetelor este de 3 ori mai mică decât numărul elevilor din clasă. Cum scrieți asta? De 3 ori mai mică. Numărul 27 împărțit la 3. Corect. 27. Să se determine câte fete sunt. Care 9. Să se determine câte fete sunt în clasă. A, puteți face și cu semnul de șage. Cum vreți voi. Nu mai faceți corect. Cu algebra. Prima oară când zic acest lucru. Hai. Trebuie să mă scriem ceva. Băieți egal fete plus 9. Da, de aici, da? Da. Cum să facem? F plus 9 plus F este egal cu 27. 2F este egal cu 27 minus 9. O fată este egal cu 18 împărțit la 2. O fată este egal cu 9. Adică numărul fetelor. Numărul fetelor sunt... Da, numărul fetelor egal cu 9. Și băieți sunt 9 plus 9. Băieți egal cu... 9 plus 9, pentru că cum am scris în relația aceea, da. Sau 27 minus 9, ca să sau 27 minus 9, repede. Da. Da? Băieți egal cu 27 minus 9, sau cum ai spus tu, este F plus 9, da? Da. 9 plus 9. Ce probleme am făcut asta? Eram cu 18. Da, câte fete sunt în clasă? 9 fete. 9 fete și 18 fete. Bravo, deci mai luat 2 puncte și aici. Da. Problema ușoară, nu? Nu am făcut. Da. Următorul exercițiu 3 de 10 puncte. 4. Nu, 3. 20, 4. 20. Deci aveți nota... Ăsta-i 3 copii, că a fost 1 A și B. Da. A, la 1 era A și B. Ăsta 2 și acum problema nu contează. Da. 4. Să se afle câte numere de 4 cifre au suma cifrelor egală cu 4. Știu cum să fac aici, mi-a spus dumneavoastră. Nu mai căpăsă. Să se afle câte numere de 4 cifre au suma cifrelor egală cu 4. A, B, C, D. O oră de 4 cifre. Mai avem una. Da, A, B, C, D. Încă suma cifrelor, A plus B plus C plus D, îi dau cât suma? Au suma cifrelor egală cu... 4. Stați 2 secunde, doctor. Nu mai mult, sau chiar mai mult. Să vedem. Sunt foarte multe numere. Nu chiar. Dar cine e la manșă? Eu sunt la manșă, domnule. Cum să facem, domn profesor? De unde să plece? Cum? Meseria dumneavoastră. Cum faceți, copii? Lasă-ne pe noi și dar nu voi separat așa, domnul profesor. Domnul profesor, pot să eu la manșă dacă nu vreau? Domnul rog, profesor, hai. Dar eu sunt la manșă și vreau. Păi așa, deci eu am zis să facem metoda dumneavoastră. Eu primul număr, l-am luat de la bază ca să luăm pe cel mai mic, 103. 100... Apoi, 103, cel mai mic. 1003. 1003, cel mai mic. Domnul Iisus, nu am făcut așa, m-am făcut cele mai... Hai să vedem, Exact. Dacă deci, ne apucăm... Eu așa. M-am gândit. Așa pe ghicite să le dați, dacă nu le dați pe toate. Nu, no, nu pe ghicite, mama. Deci am luat-o pe cel mai mic număr care se poate forma. 1003. 1003. De ce 1003? Vi s-o gândi la 1003? Deci 1003. Bun. Să vedem. Ești de acord cu un număr pe care l-a văzut ea cea mai mică asta, 1003? Da. De acord. Deci, 1000, neapărat, iau, trebuie să fie 1. 1, corect. Da? Deci, o primă observație, că aici nu poate să fie au 0. Ia, egal cu 1. Iată, da? Și atunci, relația asta se reduce. Ia, uitați ce fac. Uitați-vă cum trebuie să lucrați, vă rog. Deci, știind că au este 1, așa aș fi pus dedesubt. A egal cu 1. Obligatoriu. Și atunci, relația devine 1 plus B plus C plus D. Face... 4, cum spuneam, de aici rezultă că B plus C plus D este 3.
Ei, acum trebuie să generăm toate cifrele, toate posibilitățile ca suma asta să facă 3. Gata, domn profesor, am terminat. Dacă n-ai scris așa ca domn profesor, nu... Am scris ca domnul profesor, m-am luat după ce ați zis dumneavoastră. Și eu am găsit... Deci tu ai mers cu 1003, primul număr. Am găsit 16 număr. Zi. Deci am mers cu 1003 primul și l-am mutat pe 3 de-a lungul acelora ca să mă clarific cu 3. Și clarificat cu 3, da? Da, am făcut 1030 și 1300. Deci 3 avansează și vine 300 1030. Bun. Așa, după aceea m-am dus la 1000, l-am descopus pe 3 în 1 și 2 și m-am dus la 1012. Deci 3 în ca descompunere este 1 plus 2. 2. Și atunci? Și m-am dus la 1012. Ia să vedeți, David, uite-te dacă eu fac bine aici. Eu găsesc 16. Bine, găsesc 16, dar pe mine mă interesează să, să te uiți să vezi, nu cumva să greșești și eu aici. Că... Dar, Daria, cum gândești mai departe? Deci, eu am pus acolo 1012. 1012. Următorul zi. După aceea am făcut 1102. 1102. Adică pe 0. Da, pe 0 la duce pe diagonală 1120. Și ar mai fi fost 1120. Da. Deci să urmărim cu cifra 3 joacă bine și umple zona. Ar mai fi fost 1021. Stai, că n-am trecut la 1002. Stai. Ea își joacă pe 0 ăsta. Da, dar dat 1 cu 0 din al doilea. Deci 1, 0, 1, 2 și 2, 1, nu? Da. 21. Păi da, dar și invers făceam. Ia, să urmărim. Să vedem ce face de aici încolo. Păi următorul ăsta era... Acum, da? Da, 1210 era următorul. 1210. Bine, 1210. Dar trebuie să am o logică ca să nu scap ceva. Pe 0 asta. Deci păi, aici când am... Uitați, mai am mai am 3 numere. Păi ți-l dai pe 1021 și după aceea. 1210, 1021. 1210. 1021. 1021. Și mai am 1111. 1100... Nu 11, fac. 1000... Păi de ce? 1111. 1, 1, 1, 1. A, tot 4 de 1. 4 de 1. Și tot 1. Da, și atunci te-ai dus, totuși, n-am epuizat pe astea. Exact. Maria. Că 1 și 2. 1 și 2 n-am epuizat. Ba, le-am epuizat. Și 1201 atunci. Mai este acolo de 2, ca să jucăm 0. Nu v-am spus 1200. Nu, n-ai zis. 1201. Și acum am jucat pe 0. Și mai e 1, 1, 1, 1. Da, îl punem și pe ăla 1. Și mai e 1111, domn profesor, că nu mai e altul. Da, 1111. Apoi ne ducem la 2000, cu 2000. Și cel mai mic la 2000 ar fi 2002. Deci aici am epuizat cu 1 pe prima poziție? Da. Sigur? Sigur, 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 sigur. Da, bine. Foarte sigur. Așa, da, pentru că sunt câte deocamdată aici? Aici, de aici începe, da? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Și cu astea 3, 10. Așa, la 2000, cel mai mic la 2000 ar fi 2002. Deci 2000? 2002. Tu l-ai, Davide? 2002. Așa. E corect 2002? Da. Apoi, din nou, m-am jucat cu el, am pus 2020. Asta l-am pus. Am pus 2020 și 2200 ca să scap de el.
Așa, deci 2 ăsta îți duce pe diagonală de acolo, da? Da. Deci vine 2, 0, 2, 2 0, și 2, 2, 2, 2 0, 0. 0, 0. Apoi l-am descompus pe 2 în 1 și 1. Corect. Și am avut pe 2011. 2011. 2101. Acum 0 ăsta îți duce pe diagonală. Da. Și am făcut 2101 și 2110. Da. Și apoi m-am dus la 3000. Și cu 2 gata, ai epuizat. Da, cu 2 am epuizat toate. Deci 3, cu 2 nu mai are nimic, mai nu? Da. L-am pus la 3. 3001 va fi cel mai mie. Apoi la 3010 și 3100 v-am și spus că m-am jucat. Și 1 se duce pe diagonală. Da. Și a mai rămas unul special. 3100, și... da, 3100. 3100. Și a mai rămas unul superb, 4000. Și 4000 ar fi, da? Da, și am avea suma de... Și câte ați găsit? Să sunt 21. 21. 21. Da, cu ăla care l-a spus acum, domnul profesor. 10, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10, 20. 20. Aici putea să nu pun pe jos. Numai 9. Eu știu dacă o fi toate, domn profesor. Aici e poveste. Aici toate poveste. Sunt. Dar de unde știu eu că sunt toate? Pentru că nu, deci dacă cauți unul care noi nu l-am găsit aici, oricare ar fi, nu găsești, domn profesor. Chiar nu. Le-am pus pe toate. Și am făcut păi, după tehnica ca dumneavoastră. Și eu văd că acum da, 20. Da, uite, chiar asta este un moment de nedumerire. Că s-a mers pe... Pe 16. Doi ați mers pe 16. N-am spus 16. Păi da, și sunt 20, uite. Ai și tu ai spus 16 și tu ai spus 16. Da? Și totuși am găsit 20. Corect, dacă ori mai fi. Ia, așa, asta este. Nu mai sunt, hai să vedem profesor, pentru că toți am făcut după tehnica dumneavoastră. Uite tehnica domnului profesor și n-ați abordat-o niciunul. Asta am deci, așa pe exemplu. Păi dumneavoastră mi-ați învățat tehnica dumneavoastră. Care? Scrie... Asta, hai să scrie. A, uite deci, cum. Uite, mergem cu A egal cu 1. Da. A egal cu 1. Rezultă. Și atunci rezultă că B plus C plus D se facă 3. Așa scrie. Da? B plus C plus D egal cu 3. Și de aici, acolată, da? De aici, acolată. 1, 2, 0, acum trebuie să scriem. 0, 2, da? Deci 2, înseamnă 1, 0, B. Dar e mai greu decât la noi. B egal cu 1. Nu, Daria, dacă ai răbdare, o să vezi că merge treaba foarte bine. B egal cu 0, corect, să zic. Și atunci rezultă că C plus D. C plus D egal cu 3. C plus D egal cu 3. Și ca C plus D să facă 3, acolată, am C egal cu 0, D egal cu 3, sau C egal cu 1, D egal cu 2, sau C egal cu cât? De 0 și de 3, 1 și 2, C-ul egal cu 2 și D-ul egal cu 1. Să scriem numele, generație. Da. Și în sfârșit, C egal cu cât? C egal cu 3. 0, 1, 2. C egal cu 3. 3 și... D egal cu 0. Și acum se scrie numele generate. Exact, pe culoarul ăsta. Exact. Da? Deci cu 1. 1, 0, 1, 0, 3. Deci cu B0, da? B0, da. 1, 0, 0, 0, 3. 0. Nu, 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 Daria. Am mers cu A egal cu 1, care a rămas pe afiș. B-ul 0 și am generat acestea 1, 2, 3, 4. Pentru C plus D egal cu 3. Atât. Așteaptă, domn profesor. Egal cu... da. Dar ai răbdare. Închizi gura și lucrezi așa. Știi de ce, Daria? Nu te necăși, nu te enerva, că există riscul să fii pierdut. Da. Da, Costel. Salut, salut. Da. Așa. Așa. Păi și eu fac așa, și eu fac așa. După post. Da.
Hai, las după, zic așa, las după post, din următorul motiv. Las după post pentru că nevastă mea zice, băi, dar de ce să nu fii proaspăt atunci cel congelat? De ce să te-a congelat toată perioada de 7 săptămâni? Înțelegi tu? Da. Bine. Mă, lăsăm. No. Lasă, după aceea și după aceea rezolvăm. Tot așa. Într-o două ore l-am pus la congelat proaspăt și rezolv treaba. Lasă, lasă așa, că nu, mă cert, îți dai seama, nu am pic, n-am chef cu asta să fac. Bine. Hai că sunt în lecție acum. Nu te super. Bine, salut, salut. Profesor, dar oricum, de exemplu, am acum în loc de C0. Practic, da, hai să vedem, hai să ne întoarcem. Deci, A1, B0 și 0,3. Da, scrieți. Eu exact așa. 1, 0, Daria, vezi ce fain va fi dacă 1, 0, 3, 0. 1, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 2. 1, 0, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 3, 0, 3, 0, și cât sunt 4? 4, nu? 1, 2, 3, 4, da? Corect. Perfect. Mergem mai departe. Merg cu B egal cu 1 acum. Deci luăm pe B egal cu 1 și B egal cu 1 și atunci rămâne că C plus D egal cu 2. Nu? C plus D. Și atunci pe domnul profesor și scrieți ca dumneavoastră acolo. 1, 2. Haideți că... De unde am aici? Ce numere adunați fac 2? C egal cu 0, D egal cu 2. Sau C egal cu 1, D egal cu 1. Sau C egal cu cât? Cu 2. Și D-ul egal cu 1, cu 0. Da? Și atunci numele care le obțin sunt acestea. 1, B-ul este 1 și am 3, 0, 2. Dar ce la ultimul? C-ul 2 și D-ul 0. Așa? Deci 1, 1, 0. Apoi 1, 1. Deci 1 și 1 am tot timpul și 1, 1, 1, 1, 2, 0. Corect. Am mers cu B-ul cât? 1. B-ul 1. Acum B-ul 2. 2. B egal cu 2 și atunci C plus D, C plus D facă 1. Adică 1 și 0, 0 și 1. C-ul egal cu 0, D egal cu 1. Și C egal cu 1 și D egal cu 0. Ești repede. Acum care e coloana nouă? B egal cu 2 și C plus D face 1, nu? A. Și de aici a fost generat asta. Și aveți 1, 2 acum. 1, 2, 0, 1, 0, 1 și 1, 2, 1, 2, 1, 0. Ia vedeți câte avem, domn profesor. Deocamdată avem 2, 4, 6, 8, 9, da? 9 avem. Acum 9. B egal cu 3? B egal cu 3. Deci B egal cu 3 și atunci C plus D egal cu 0. 0, da. Și înseamnă C egal cu 0 și D egal cu 0. Și atunci am 1, 3, 0, 0. 0, 0. Și acum avem 10. Deci, dar suntem siguri că cu 1, atenție, cu 1 pe prima poziție, într-o analiză de asta, să știți că dacă mi-e și s-ar fi dat așa, eu nu le luam de bună. Adică nu dădeați punctajul. Nu dădeam punctajul. Dădeați ceva tot. Dădeam, sigur că da. Dar de ce dacă vi s-au pus toate? Păi, stai să vezi de ce. Păi, n-am văzut analiza asta corectă. Păi da, măi, copii, dar așa să face la mai... Nu vă supărați. Pentru că ați văzut 16 și până 20. Exact. Dar dacă s-a întâmplat să fie 20 și noi să fie pierdut aici ceva? 1. Un singur număr. Păi dar trebuie să faceți o analiză așa. Așa se lucrează la matematică. Dar și cu asta am terminat discuția. Eu nu sunt capricios. Exact. Mă vreau să-ți spun, Daria, că făcând oglinda asta, analiza asta temeinică, n-are nimeni să-ți mai obiecteze. Nu cumva
a mers pe ghicite. A făcut un raționament acolo. A jucat acolo pe zero ăla. Corect, sau poate a copiat. Sau poate a copiat, da. Corect, domn profesor. Așa se vede exact și te și pupă, profesor. E analiza perfect văzută, Daria. Este rezultatul unui mod de a redacta. Și ce ai făcut la lucrare, tu, Daria? La lucrare, cum ai spus, dăm deoparte surplusul, exact. Facem nu știu ce pe acolo. La olimpiadă, mi-ai scris tu așa, da? Mi-ai explicat tu așa, ipoteza asta e bună, ipoteza asta nu e bună, păi așa și aici. Tot la același lucru este. Numai că, ca și acolo și aici, argumentând așa riguros, n-am voie să spun că cu A egal cu 1 aș fi scăpat ceva. Corect. Totul este prins în momentul. Mergem cu A egal cu 2. Bun. Și mergem acum A egal cu 2. Sunt mai puține. A egal cu 2. B plus C plus D se facă tot 2. Pentru că deja numărul și practic da. B plus C. Și atunci B egal cu... B egal cu 0. Iar ce vreau analiza. B egal cu 0. Da? Dar B egal cu 0 înseamnă... Ia să ce spunem aici. B egal cu 0. Ce mai rămâne? C plus D. C plus D egal cu 2. Ia să vedem. Care înseamnă? Ca și posibilități, ce am? Știu, pe toate. Zi. Ce e egal cu... Ce egal cu 1? Ce egal cu 0? Am văzut și ce egal cu 1. Vezi de ce analizăm atât? Ce egal cu 0? De egal cu 2? De 2. Ce egal cu 1? 1 de 1. Așa? Și ce? Ce egal cu 2 și de egal cu 0. Corect. Ce egal cu 2 și de egal cu... Suntem sigur că le-am pus pe toate, domn profesor, acum? Acum sunt sigur. Pe toate le-am pus acum. Deci nu încape nicio discuție că ar fi riscul să sper ceva. Și le scriu acum. Conform. Deci am fost cu B egal cu 0, nu? Gata, sunt atât. Pot să continu raționamentul și zic acum B egal cu 1. Da? B egal cu 1. B egal cu 1. Da, rezultă C plus D egal cu 1. Rezultă C plus D egal cu 1. C este egal cu 1, B egal cu 0, D egal cu 1 și C egal cu 0. Da, ce egal cu 0, D egal cu 1 și ce egal cu 1, D egal cu 0. Opa, ce mai puține? B egal cu 1 acum, B egal cu 2. Dacă B egal cu 2, C și D 0. Atunci C plus D face 0 și atunci rezultă că C egal cu 0 și D egal cu 0. Păi ce, B egal cu 3 nu mai este atunci. B egal cu 3 nu mai pot avansa pentru că din clipa în care am avut A egal cu 5. Suma face 5, da? Hai să le scriem acum. Pentru varianta asta. 2, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3 am găsit. După aceea, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 2 1, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 0. 0, 0. Câte am găsit noi cu 2, domn profesor? 5. Dar n-am epuizat. 2, 4, 6. 2, deci. 4, 6. Hey. 2, 4, 6, da? Da. 2, 4, 6. Ce norocoși. Și oare ce ne rămâne cu 3? Da, dar n-ați făcut analiza. Deci nu mai există niciun risc, copii. Credeți-mă, niciun risc exact. Nu mai există în toate analizele. Faceți la 3? Sigur că da. Pentru că te-ai exercitul de 10 puncte și dacă făceați analiza, primeați 10 puncte. Dacă nu făceați analiza și dădeați numările corecte, primeați 7-8 puncte. De ce? Pentru că n-ați făcut analiza. Dar bine că la celelalte două erau 20 de puncte și cum mai 10 puncte. Ei, asta e. Da, dar citește. Cu cât e mai greu, cu cât vă dă da, mai da, greu. Da, 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 da. Pentru că copiii trebuie să aduci, să le lași sentimentul că sunt și ei deștepți. Buni. Da? Da. De acum, acolo sus, marja aceea îngustă de 2-3 puncte cu probleme tari ca să facă selecție. Exact. Fac și eu ca elevul de navastră, mă duc și contestez. Nu-i corect. Nu-i corect, domnule. Eu am făcut corect. Să-mi dați mai multe puncte, că am făcut și analiza. Da. Dacă ne facem analiza... A egal cu 3, A egal cu 3. A egal cu 3, domn profesor. A egal cu 3. Da. Și atunci B egal 0. B plus D. C plus D. Câte se scrie? Face 1, nu? 1, vezi. B plus C plus D. Stați puțin, domn profesor, nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți. Da, nu vă grăbiți. A egal cu 3, B plus C plus D face 1. Dacă B egal cu 0. Și începem aici. Dacă B egal cu 0, C plus D egal cu 1.
înseamnă că C plus D se fac cu 1. E egal 1. C egal 0, D egal 1, D, C egal 1, D egal 0. C egal cu 1, D sunt doar egal 2. Bun. Dar la B egal cu 1, C și D vor fi 0, C egal, deci 0. Deci B egal cu 1. B egal cu 1, C, D 0. C egal 0 și D egal cu 1. Da, și B egal cu 0 și am zis doar una. Și atunci sunt 3. Și mai avem doar una. Mai avem una. Mai avem una? Cu 4. Cu A egal cu 4. Fără spălare. Hai, să le notăm, domn profesor. Deci, 3, 1. Să le adăugăm. 3, 1, 0, 1. 3, 1. 1. Nu, 3, 0, 0, 1. 3, 0, 0, 1. 3, 0, 1, 0. Și 3, 1, 0, 0. 3, 1, 0, 0. Ei câte au găsit, domn profesor? Păi noi am găsit 3 și noi am găsit 3. Oh. Bum! Și mai e doar mai egal, egal cu 4, B plus C plus D egal cu 0, deci B, C, D egal 0. Nu ne mai strofocați. Da, chiar. Nu mai ne stresați, nu? Nu ne mai stresați. Facem o magie și deja vă pun pe tablă. Da. Și atunci și 4.000. 4.000. Măi, le-ați găsit pe toate, dar pentru noroc, acum cu analiza asta, e clar. Vă mulțumim că ne-ați spus. Acum eu vă cred. Domn profesor, am și eu o întrebare. Dacă aș fi avut 10 puncte din oficiu și eu aș fi făcut și metoda mea, și metoda asta, aș fi câștigat 17 puncte. Cu tocul alea 10 ori și fi câștigat? Da, adică 111. Nu, nu, nu și așa, și așa. Nu se justifică să faci, dacă ai făcut analiza asta, să faci și pe ghicite. Ce înseamnă să mai ghicești când le ghicite? Mai ai făcut mai des cu pe ghicite și da, dacă am timp să fac asta. Nu, asta? Aveai timp. Dacă ești foarte atent, aveai timp. În jumătate de oră, da. Aveai timp. Pentru că altfel, la prima tentativă a ta de analiză, puneai 16 și lăsai pe aceea mai departe. Uitați-vă copii, că noi aici avem cu timp și ați făcut 41 de minute cu tot cu discuție, cu lălăială. Sigur. Și mai avem un exercițiu, 4 de 20 de puncte. Ah, super. Și ce timp. E? Acum. Ce trebuie să faci la exercițiul ăsta? Acum, puneți între cifrele date semnele de operație ale creierului și utilizați paranteze pentru a obține propoziții adevărate. A. 5 de 5, să dea 5. Dacă sunt între ele, nu? Haideți, mamă, ăsta e ușor. 5 de 5, puneți voi ce vreți. 5 minus 5 ca să vă dea 5. Trebuie să dea 5. 5 minus 5. 5, 5, 5, 5. Uitați ca la domn profesor, uitați. 5. Încă un 5. Încă 2, 4, 5. Și rezultat? 5. Da, 5 minus 5 plus 5. La B, 4 de 5, să vă dea 6. Hai, faceți, da. 5, 5, 5, 5. La C? Egal 6, da. Da. La ce? 4 de 5 să dea 3. 5, 5, 5. Să dea 3. Și la D, 4 de 5 să dea 1. 5, 5, 5. Să dea 1. 5, 5. Nu sunt chiar foarte, foarte ușor. La 6 și la 5 mi-am dat. Alo. 1, da. Nu sunt la mașă, nu? Așteaptă. Hai, tu voi lucrați. Voi lucrați. Acum sunt într-o lecție de matematică, după ora 10, mă puteți suna sau mâine dimineață. Da? Bine, la revedere. 4 de 5 egal cu 1. 4 de 5 egal cu 1. Da, dar la celelalte? Eu la următoare știu. La 6 este 5 ori 5 plus 5 împărțit la 5. 5 ori 5, adică 30 împărțit la 5 care da, da, da. Da, 5 ori 5 plus, nu, plus 5 împărțit la 5. Da, 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 da. Ia să vedem, ia să vedem, domn profesor. 5 ori 5, 25 plus 5. Ei, da, dar de când se face întâi adunarea? Înaintea mulțirii. Domn profesor, nu, 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 nu. Ai 25 plus 1, 26. Aaa, domn profesor, David vrea să spune, puneți într-o paranteză pătrată. Nu, 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 nu. Unde? Nu, că... A, da. Zică Davide. De ce nu merge așa? Merge așa. Da, 5 ori 5, 25. Domnul profesor, fiu și la ultim. La primul, domn profesor, putem să folosim și fără paranteze și cu paranteze. Dar zi un exemplu. Un exemplu, 5 minus 5 minus 5 minus 5 plus 5. Tu știi când dăm minus 5? A, da, nu, 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 stai, v-am spus așa, am uitat. Deci, în paranteză, 5 ori 5, minus 5 ori 5 plus 5, așa, ce faci? 5 minus 5 plus 5 minus 5 plus 5. Păi, da. Dar pot să fac și 5 ori 5 minus 5 ori 5 plus 5. N-ai dat-o de dată bună? Și mai știu ultima. Da. 5 împărțit la 5 plus 5 plus 5. Nu, minus 5, minus, minus, scuzați-mă.
1 plus 5, 6, 6 minus 5, 5, 1. Bun. Și la ce? Acum ne gândim. Nu contează, hai. Și cu paranteze trebuie. Nu neapărat. Puteți. Poți să pui și paranteze, dacă nu pui paranteze, tot atât de bine. Tu să găsești o situație. Corect. Dați-mi ați implicat, facem bine? Da, stai, și operația aritmetică și paranteze. Da. Ce vreau. Ce vor. Da. Hai, găsi și la ce? Acum asta facem. La ce e cam greu? Hai, greu. Vă dați seama că 20 de puncte împărțit la 4, de 5 puncte fiecare. Deci dacă una nu o face, 5 puncte, băie. Ce șmecherie! Oricum, dacă iau, dacă greșesc... Hai, tu gândește-te! Nu, vine în cap. Trebuie să vină. Trebuie să-mi dai cap. Nu. Ce gândești să-mi dai cap? Auzi, că... Trebuie să găsim o idee. Exact. Eu fac o tablă frumoasă, da? Deci fac o șmecherie ca lumea. Am găsit cum să-mi dea unul, dar nu pot să găsesc cum să-mi dea. Trei. Deci nu știu cum se face. Eu o să-l fac, pentru că sunt copil mare. Suntem deștepți, domn profesor. Da, și trebuie să-l găsim, că la toate, totul are o rezolvare. Totul. Uite-te pe internet la filmulețul acela în care elevul de clasa 8-a nu știu ce și dă la comentariul respectiv și că te duci la lecția aceea și acolo găsim problema aceea care e. De aseară ai spus. Am căutat, dar n-am găsit. M-am uitat pe comentarii. Păi nu pe toate comentariile, numai la comentariul acela. Da. La clasa 8-a? Da. Care, copilul acela de clasa 8-a care îi spune nu știu ce, domn profesor, nu știu cum, și dai click acolo, că acela te duce la un comentariu de la o lecție. Și la lecția aceea sunt alte comentarii și e o problemă frumoasă. Împărțit la 5. Împărțit. Puteți să paranteză. 10 plus 5. Împărțit la 5. 15 împărțit la 5. Da, 5 3. Da. Corect. Da. Vai, vai de mamă. Da. Mai sunt și alte variante, dar... Mai sunt! Da. Domnul profesor, da. Era așa de ușoară și m-am prins. Da, păi asta e moment de inspirație. De unde concluzia? Trebuie să fii foarte, foarte insistent. Cât se poate de insistent. Deci, mă duc pe comentariile la copilul ăla de clasa 8-a. Sunt deci, în clasa 8-a. Așa. Dai click pe comentariul acela. Da. Și acela te duce la o lecție. Și asta mă duce la o lecție. O lecție, 100, nu știu câte e lecția aceea. 128. Așa. Da. Și la comentariile de la lecția aceea, da, în subsolul ei, da, vezi comentarii. Și printre comentarii se află și problema asta. Sunt vreo 7-8 comentarii, nu știu câte sunt. La 188. Așa. Profesor, mi-a plăcut problema aia de ieri, cu doamna aia care ne-a dat problema. N-avea sens mai întâi. Și apoi ne-am dat și ne-am seama. Da. Domn profesor, după ce terminăm problema aceasta, doriți să lăpățați și pe Davide ce-am făcut noi ieri? Să vedem dacă vine problema, ce ne ocupăm de aceea, că îmi place foarte da, știu, tare. Da, știu, dacă o terminăm. Nu-i din clasa 8-a. E la clasa 4-a cineva, 11 pe 12 din nu știu ce distanță. Asta dintr-un rezervor, să spun, a început mai sus alea. De 11 pe 12 din distanță, asta cineva... Asta? Distanța dintre două sate poate fi parcursă într-un timp cunoscut. Asta. Distanța dintre două sate, ăsta a făcut-o în 2014, domn profesor.
Da, n-are importanță, dar n-am găsit-o, n-am avut timp să mă uit acum, am găsit-o în recent. Deci distanța dintre două sale... Deci a terminat copiii, într-o oră a terminat, da. Se vede în 48 de minute, 49. Așa.